Scandal cu tentă etnică la Cluj-Napoca. Tensiunile au pornit de la faptul că mai multe statui care reprezentau simboluri culturale românești au fost îndepărtate în timpul lucrărilor de modernizare de pe strada Mihail Cogălniceanu. Deciziile arhitectului au stârnit însă revoltă în rândul clujenilor, iar primarul Emil Boc a cerut reinstalarea monumentelor acum. Cu detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo vine colega mea Bianca Timșa. Bianca, bun găsit! Bun găsit! Scandalul statuilor continuă la Cluj-Napoca. După cazul statuii lui Iuliu Maniu, care a fost doborâtă cu excavatorul, și cazul grupului statuar Școala Ardeleană așezat fără soclu, se profilează încă unul, cel al statuii lui Emil Racoviță. De câteva săptămâni s-au iscat discuții după ce, în urma lucrărilor de reparații și modernizare pe strada Mihail Cogălniceanu, soclul grupului statuar Școala Ardeleană a fost eliminat, iar statuile au fost așezate direct pe jos. Acum, pe aceea stradă, bustul savantului Emil Racoviță, plasat inițial în fața Colegiului Național cu același nume, a fost eliminat, iar constructorii se pare că nu au în proiect reașezarea lui. Primarul Emil Boc spune că a cerut repunerea pe soclu a grupului statuar Școala Ardeleană, însă până acum, spune el, Comisia de Monumente nu a venit cu varianta finală. În același timp, primarul a declarat că specialiștii au fost cei care au spus că statuia busta lui Emil Racoviță din fața Colegiului cu același nume este una de interior care nu se pretează să stea pe stradă. Tot primarul spune că va cere explicații proiectantului.